Până copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Isus, prietenul păcătoșilor. Textul de memorat îl găsim în Marcu, capitolul 2, cu versetul 7, și o invităm pe Samira să-l spună: Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Mulțumim frumos, Samira! Îți amintește cetatea aglomerată de lângă Marea Galilei, Capernaum? Acolo se afla Isus când s-a întâmplat un lucru uimitor. Isus era în casa lui Petru și în casa era plin de oameni care îl ascultau vorbind. Ucenicii lui Isus erau aproape de el și la fel erau și fariseii. Duhul Sfânt era prezent pentru a impresiona mințile lor, dar fariseii nici măcar nu știau acest lucru. Isus știa că cei farisei și învățători ai legii erau de fapt spioni. El știa că ei doreau să găsească un motiv pentru a-l opri să mai predice, să mai învețe și să mai vindece. Dintr-o dată, în timp ce Isus vorbea, s-au auzit zgomote chiar de deasupra locului în care vorbea Isus. Probabil că toți au privit în sus. Ce se întâmpla? Se putea auzi că cineva făcea ceva pe acoperișul de deasupra. Dintr un motiv oarecare, patru bărbați erau pe acoperiș și încercau să facă o gaură. Oamenii au privit cum gaura s-a făcut tot mai mare. Probabil că cineva dinăuntru a mers pe acoperiș pentru a vedea ce se întâmplă. Poate că bărbații de acolo au strigat și le-au spus și celorlalți ce făceau. Posibil că Isus stătea privind și așteptând tăcut. El știa exact ce se întâmplă și de ce. Într-un final, toți au văzut pe cei patru bărbați de pe acoperiș că leasă în jos cu atenție pe cineva într-un pat. Oamenii s-au îngrămădit pentru a face loc celui care cobora, în timp ce bărbații țineau strâns de sforile cu care coborau patul chiar la picioarele lui Sus. Îți poți imagina fețele lor în timp ce priveau pentru a-și da seama ce se întâmplă? Gândește-te! Cine era acel bărbat? Cine erau cei patru care priveau în jos prin gaură și așteptam nerăbdător să vadă ce se întâmplă? Ți-ar fi plăcut să urmărești și tu scena? Ce era în neregulă cu bărbatul care a fost coborât prin gaură din acoperiș și care acum se afla la picioarele lui Isus? La fel ca bărbatul pe care Isus îl vindecase în sabat la scăldătoarea Betesta, acest sărman om era neajutorat. Și la fel ca bărbatul de la scăldătoare, boala lui venise ca rezultat al faptului că făcuse lucruri greșite cu mintea și trupul lui. El știa acest lucru. Doctorii îi spuseseră că nu exista niciun tratament. Fariseii îi spuseseră că merita ce se năpustise asupra lui și că Dumnezeu îl pedepsea pentru păcatele lui. Lor nu le era deloc milă de el. Acum, bărbatul era pe moarte. Nu s-ar fi supărat dacă murea știind că Dumnezeu putea să îl ierte pentru acele păcate. Dar lui îi se spusese că nu exista nicio speranță ca Dumnezeu să facă acest lucru. Apoi bărbatul a auzit despre Isus. Prietenii lui au spus că Isus vindeca orice fel de boală, chiar și bolile despre care se credea că erau pedepse îngrozitoare din partea lui Dumnezeu. El vindecase chiar și lepra, cea mai rea dintre boli, așa că s-au gândit să meargă la Isus. Ah, cât de mult își dorea bărbatul să îl poată vedea pe Isus. Dacă Isus i-ar spune că Dumnezeu îl iertase, el ar fi mai mult decât fericit și pregătit să moară. Dar cum putea să ajungă la Isus? Gândește-te, ce își dorea cel mai mult pietul om? Să fie sănătos din nou sau să știe că Dumnezeu încă îl iubea? Ne mai iubește Dumnezeu chiar și atunci când greșim? Sărmanul și neajutoratul om care dorea ca păcatele să îi fie iertate, găsise o singură modalitate de a ajunge la Isus. El plănuia să le ceară prietenilor lui să îl ducă la Isus. Aceștia i a spus că îl vor duce bucuroși la Isus. Așa au și făcut. Au mers la casa lui și l-a luat cu pat cu tot. Când au ajuns la casa în care era Isus, ei au încercat orice modalitate la care se puteau gândi pentru a trece de mulțime și a ajunge în casă. Dar nimeni nu se mișca pentru a-i lăsa să treacă. Ce puteau să facă? Sărmanul om se simțea atât de frustrat pentru că era atât de aproape și totuși putea să-l vadă pe cel care îl putea ajuta. Vă rog, duceți-mă pe acoperiș și faceți o gaură prin care să mă covoreți, i-a implorat ei. Așa a făcut prietenii lui. Prietenii bărbatului l-au urcat scările pe omeri și l-au dus pe acoperișul drept. Au scos câteva bucăți în acoperiș până au făcut o gaură suficient de mare pentru ca omul să încapă. Au legat niște frânghi la capetele patului, le-au lăsat ușor în jos și iată l-a ajuns chiar la picioarele lui Isus. Ce avea să facă Isus? Toți priveau, în special farisei și învățătorii. Chiar ei îi spuseseră acelui bărbat că nu mai era nicio speranță pentru el. Dacă Isus îi vindeca, poporul urma să creadă în Isus mai mult decât oricând și în ei mai puțin decât oricând. Isus le-a privit cu bunătate pe bolnav. El știa exact ce gândea el și după ce tânja cel mai mult. Care au fost primele cuvinte pe care i le-a spus Isus? Marcu 2,5 Fiule, păcatele îți sunt iertate. Când a privit la Isus, bărbatul a fost iertat. O, oh, cât de minunat! Gândește-te! Isus a știut exact ce gândeau spionii. Știa că nu credea că el era fiul lui Dumnezeu. Știa că din cauza faptului că îi spusese bărbatului că păcatele au fost iertate, ei aveau să spună că el pretindea că era Dumnezeu. Știa că aveau să încerce să folosească acele cuvinte ca motiv pentru care el trebuia să moară. Ce urma să facă el? Fariseii și învățătorii au privit unii la alții. Cu toți aveau același gând. Ei se gândeau că Isus trebuia oprit, că urmau să folosească chiar cuvintele rostite de Isus către bolnav pentru a face acest lucru. Ei credeau că și ceilalți care îl auziseră pe Isus, spunând că iartă păcatele, acelui bărbat știau că doar Dumnezeu putea face acest lucru. Când Isus a întors și a privit spre farisei și învățători, dintr-o dată ei s-au înspăimântat și au încercat să se dea înapoi. Au simțit că el știa exact ce era în mintea lor, iar când a vorbit, atunci au știut exact că el știa. Haideți să ascultăm Matei, capitolul 2, cu versetele 8 și 9. Îndată, Isus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănocului: Păcatele îți sunt iertate, ori a zice: Scoală-te, ridică-ți spatul și umblă. Apoi Isus s-a întors spre bărbatul neajutorat și ce a spus acestuia? Marcu 2:10 și 11: ție îți poruncesc! a zis el slăbănocului: Scoală-te, ridică-ți spatul și du-te acasă. Bărbatul a sărit îndată de pe podea și a stat în picioare, lăudându pe Dumnezeu. El și-a luat patul de parcă ar fi fost o pană și toți s-au dat înapoi pentru a-l lăsa să treacă. Ce își spuneau oamenii unii altora în timp ce bărbatul pleca? Marcu 2 cu 12 Niciodată n-am văzut așa ceva. Marele nostru creator tocmai vindecase un om care muria din cauza păcatelor. Dar lucrul cel mai frumos, el îi iertase păcatele. Gândește-te, cum crezi că s-a simțit familia acelui bărbat când el a mers acasă în acea zi? Care erau singurii oameni care nu erau bucuroși? De ce? Îl iubea Iisus pe acei spion mânioși? I-a părut lui rău de alegerile pe care le făceau ei? Este trist când și noi facem alegeri greșite? Isus Alesese cu grijă cine să fie ucenicii săi speciali. Cu toții și-au lăsat ocupațiile obișnuite de bunăvoie și au rămas cu el tot timpul pentru a putea să învețe cât de mult posibil. Deși unii dintre ei aveau familii cărora să le poartă de grijă, ei se încredeau în Isus că se va asigura să aibă suficient. Și Isus s-a îngrijit de ei. Ei nu trebuiau să se îngrijoreze. Fiecare dintre ucenici era diferit. Probabil că majoritatea dintre ei erau bărbați care trebuia să trudească din greu pentru a-și câștiga traiul. Cel puțin, unul dintre ei lăsase în urmă o slujbă despre care știa că aducea mulți bani. Numele lui era Levi Matei, dar de obicei oamenii îi spuneau doar Matei. El se ocupa cu strângerea taxelor pentru guvernul roman. Oamenii îl numeau Vameși, pe cei care strângeau taxele și nu le plăcea de ei, pentru că de obicei aceștia înșelau și le cereau mai mulți bani decât trebuia. Banii în plus rămâneau la ei. Matei îl ascultase pe Isus și Isus știa acest lucru. El știa că Duhul Sfânt vorbea inimii lui Matei și că el își dorea foarte mult să își schimbe locul de muncă și să facă ce era bine și corect. Dar Matei știa ce simțeau conducătorii iutei despre vameși. El era sigur că Isus, marele învățător, nici măcar nu l-a fi observat. Dar într-o zi, când a trecut pe lângă Matei, ce a spus Isus? Matei 9 cu 9. Vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Matei nici măcar nu se gândea la banii pe care îi făcea la locul de muncă. Isus îi cerea să fie unul din ucenicii lui. El și-a lăsat locul de muncă și l-a urmat pe Isus. Era atât de fericit încât a dat o masă pentru Isus și și-a chemat toți prietenii ca să-l cunoască. Ce părere și-a făcut conducătorii iudei despre faptul că Isus a stat la acea masă? Luca 5,30 Pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și, și cu păcătoșii? Au zis farisei și cărturarii ucenicilor. Isus auzise ce le spuneau aceștia ucenicilor lui și chiar el le-a răspuns. I-a spus că se credeau atât de înțelepți și îndreptățiți încât nu considerau că am nevoie de ajutor. Gândește-te! Cine avea nevoie cel mai mult de ajutor? Acei conducători care se credeau perfecți sau oameni și care știau că erau păcătoși? Dacă privim la alții și credem că suntem mai buni decât ei, acest lucru îl bucură pe satana pentru că asta înseamnă să fii mândru și oamenii mândri nu pot ajunge niciodată în cer. Isus își pregătea ucenicii să fie unși. Asta însemna că el urma să ceară ca Duhul Sfânt să fie cu fiecare dintre ei într-un mod foarte special, așa cum îi învățase el. Ei urmau să fie ajutoarele sale speciale. În timp ce le vorbea, s-a apropiat cineva de ei și a vrut să fie și ei ajutorul special al lui Isus, deși el nu îl alesese. Numele lui era Iuda. Iuda era înalt, chipeș și deștept. Ucenicii erau bucuroși că el dorea să fie unul din ajutoarele speciale ale lui Isus, dar Isus era trist pentru că știa ceva ce ucenicii nu știau. El cunoștea adevăratul motiv pentru care Iuda dorea să li se alăture. Iuda iubea banii. El era sigur că Isus urma să pună bazele împărăției pe care o așteptau cu toții și dorea să facă parte din ea. Atunci avea să fie bogat. Isus îi iubea pe Iuda. Dacă Iuda și-ar fi predat cu adevărat inima lui Isus, ar fi fost un lucrător extraordinar, dar Isus știa că el nu avea să facă niciodată acest lucru. Mai știa că ceilalți ucenici credeau că Iuda era cu adevărat credincios. A hotărât să-l lase pe Iuda să fie unul din ajutoarele sale speciale și avea să îi acorde toate șansele să aleagă să îl iubească mai mult pe el decât iubea banii. Dar cum l-a avertizat Isus că a fi cu el nu era ușor? Matei 8 cu 20 Vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Gândește-te! Mai există și astăzi oameni ca cei pe care i-am cunoscut în studiul din această săptămână? Omul era neajutorat din cauza păcatului, dar Isus iubea păcătoșii și l-a iertat bucuros și l-a vindecat. Matei era bogat, dar îl iubea pe Isus mai mult decât iubea banii. Iuda spunea că îl iubea pe Isus, dar el iubea banii mai mult decât pe Isus. Voi ce alegeți să faceți? Îl veți iubi pe Isus? Fiți binecuvântați!